cele potrivite trei cuvinte pentru a-i descrie pe cei care aleg un brad artificial sunt practici, pragmatici și organizați. Fie că îl aleg pentru că nu le plac acele de pin împrăștiate prin casă, fie că nu le place să taie copaci vii, alegerea indică faptul că sunt extrem de practici. Este mult mai logic să investească în ceva care va dura an de an, arătând și că sunt un pragmatic pe termen lung, iar după sărbători pot depozita bradul rapid și ușor. Despre cei care aleg un brad prea mare pentru camera în care este pus, se spune că sunt extroverți, ambițioși și fără frică. Mintea lor funcționează la scară globală și nu se tem de eșec. Pomul de Crăciun foarte mare este pur și simplu o expresie a naturilor grandioase. Un brad cu o tonă de luminițe este un indiciu că stăpânii sunt deschiși, plini de culoare și îndrăzneți. Aceste persoane adoră să fie în centrul atenției și mereu caută laude la adresa lor. Un brad decorat cu tot ce s-a adunat de-a lungul anilor spune despre stăpânul casei că are tendința de a exagera. Îi place să se distreze, e o persoană relaxantă și non-conformistă care nu pune mare preț pe ceea ce cred alții. Oamenilor le place să petreacă timpul cu asemenea persoane pentru că știu că va fi întotdeauna foarte vesel. Cei care au mereu un brad simetric sunt perfecționiștii cărora le place ca lucrurile să fie corecte și se bazează pe propria estetică. Pun accent pe fiecare structură și probabil prosperă în medii în care disciplina și ordinea sunt în capul mesei. De asemenea, ei nu iau decizii cu ușurință, alegând fiecare cuvânt, acțiune sau decor extrem de atent. Și voi, ce brazi aveți?